Salut și bine venit sau revenit pe canalul Solar Smart. Azi discutăm un pic despre unde găsim acumulatori ieftini. Și când vorbim de acumulatori, bineînțeles că vorbim de acumulatori pe litiu-ion. Există și variante de acumulatori pe plumb, dar nu recomand niciodată acumulatori pe plumb la mâna a doua, adică acumulatorii mai ieftini. Că presupunem că atunci când vorbim despre ieftin, ne gândim la, în primul rând, la acumulatorii la second hand. E, dacă mă întrebați pe mine, primul lucru care îmi vine în minte atunci când cineva mă întreabă de acumulator este Savel sau Savel. Eu îi zic Savel, deși îl cheamă Savel. Este un tip care cumva face rost de baterii auto și le vinde. Mai mult de atâta, o să vă dau și pe ecran ca să vedeți. Pe OLX are cumpărat subdomeniu acumulatori.olx.ro, da? Adică este, tot domeniul ăsta este luat de el, anunțurile astea sunt doar anunțurile lui. Și putem vedea aici că vinde mai multe baterii de tip litiu-ion, atât de la Tesla, uitați de Tesla, astea de pentru bărci, vedeți, și tot așa mai departe. Și poza cea mai sugestivă este asta, cred eu, unde e o poză din depozit, ca să zic așa, unde putem vedea clar și mare, ia să vedem dacă să-și încarcă poza mare, ok. Acelea are în test, dar aici se poate vedea, cred că cel mai bine, imaginea cu un astfel de depozit, baterii de toate felurile, baterii auto în principal, baterii bune, și am văzut foarte mulți clienți care au cumpărat de la el și au fost mulțumiți. Deci dacă aveți nevoie de baterii litiu-ion, cred că el este cel mai cunoscut, cel puțin, în momentul în care vorbim despre baterii litiu-ion second hand. Atenție totuși la bateriile auto. Mai trebuie adăugat un BMS, un revin cu BMS, trebuie bine întreținute, bine manageuite, pentru că, așa cum cred că știți cu toți și ați tot aflat în diverse videouri pe internet, ați văzut tot electrice care iau foc, ați văzut autobuze electrice care iau foc, așa, litiu se aprinde ușor și se stinge greu, cam așa ar fi, dacă ar fi să conizez într-o frază despre litiu. Și atunci trebuie manevrate cu grijă, trebuie este întreținute cu grijă, a avut grijă să stea într-o anumită plajă de temperaturi, să nu se ducă sub 0 grade, sub nicio formă să nu le încărcați sub 0 grade pe cele de litiu, pentru că riscați la fel să le distrugeți și să ia foc la un moment dat, să nu le supraîncărcați, să nu se supraîncarce o celulă mai mult decât celelalte, să nu se descarce mai mult o celulă mai mult decât celelalte și așa mai departe. Echilibrare, BMS și așa mai departe, sunt tot felul de sisteme pe care cred că le-ați văzut și în clipul meu, pe bateria aceea făcută de mine din baterii de laptop, care ați văzut că are două sisteme, are un și un egalizator și un BMS care controlează bateria respectivă, mai mult ca să nu am un consum excesiv din ea, are și o siguranță fuzibilă de vreo 8 amperi, astfel încât dacă cumva se întâmplă ceva și bateriile celelalte se opresc, pentru că acele baterii Pinontech au capacitatea de a se opri în anumite condiții, rămâne singură în sistem, să se ardă siguranța în caz de ceva și să nu poată să tragă din ea curent mai mare de 8 amperi sau de 10 amperi, nu mai știu exact ce siguranță am acum în chestia aia mică, dar am pus o siguranță tot așa pentru siguranța mea. De asemenea, vă mai dau așa câteva sfaturi legate de treaba asta cu bateriile, cam la ce ne uităm și ce ar putea să fie probleme. La bateriile de plumb eu nu recomand niciodată la mâna a doua. Baterii de plumb la second hand nu le recomand. Asta în condițiile în care chiar eu mi-am vândut baterii de plumb după 2 ani de zile. Omul care le-a luat a fost mulțumit, într-adevăr, eu le-am vândut undeva, a fost vreo 3000 de lei două bucăți, am dat la vreo 1200 de lei două bucăți sau ceva de genul ăsta, a fost prețul foarte, foarte bun. Omul care le-a luat a fost mulțumit de ele și am impresia că mi-a și lăsat mesaj după aia la vreo 6 de zile, că încă e mulțumit de ele, că totul e în regulă. Eu personal, comparând cu ce am luat după aceea pe litiu, nu, adică nici noi nu aș fi mulțumit de ele, înțelegeți? Adică e foarte mare diferență între plumb și litiu. Sunt anumite situații în care probabil plumbul este mai bun, dar în niciun caz nu recomand litiu, da? Așa, mă uit un pic pe OLX, că dau și aici o căutare. De exemplu, mă uit la Pinontech. Deși nu vă găsiți baterii Pinontech pe mâna, la piața a doua, pentru că sunt bune, țin și general erau să le țină, mai rar să le vândă. Sunt doar baterii Pinontech la preț de magazin, adică preț nou, astea nu sunt second hand. De care vedeți au anunțurile astea, uite că chiar în Ploiești, Pinontech de 6800. Poate mai au și eu una din asta, că eu de astea am de 3,5. Dar toate anunțurile de aici, de pe Pinontech, sunt anunțuri de baterii noi. Da? Niciuna din astea nu sunt noi, vechi.
Pe Vineland de Munte și Ploiești presupun că știu că este foarte șopu. Da, deci astea sunt anunțurile foarte șop. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Așa, ia să vedem. Nu, Bricoself. Cineva nou. Totuși bateria asta parcă arată un pic diferit de ce am eu. Sau se vede puțin diferit. Mă uit la ele pe acolo în față undeva și par diferite, nu știu de ce. Cred că e poza neclară. Ok, Bricoself, nu, Bricoself. Foarte shop, vedeți că am zis că una dintre ele e foarte shop. Dar de ce nu e și pe Ploiești? S-ar putea să fie tot foarte shop, de fapt, dar să aibă o altă companie a unei rude sau ceva. Așa. Marcel. Nu știu, sigur, poate fac o confuzie, n-am, doamne ferește. Închidem de aici anunțurile. La fel, acumulatori fotovoltaice. Putem să căutăm acumulatori fotovoltaice. Vorbim de acumulatori la second hand, de-aia și caut pe OLX. Nu mă refer la cei noi. Dacă veți Pilontech noi, avem de la Alaska Energy, Alaska Energies, da? Pe să la ei găsiți Pilontech-urile noi nouțe. Acelea care le găsiți și pe OLX la același preț, nu este poate un pic mai ieftin, dar tot de aici vin, în principiu. Așa, produse, acumulatori. Ia uite, le iau pe stoc. Oricum, aș putea să le iau de la Alaska direct decât de la un intermediar, dar depinde de alegerea fiecăruia. Mi se pare că Alaska nu vinde decât la firme care se revândă mai departe și nu vinde la persoane exact câte o baterie. Am o relație mai specială cu ei, de mai îmi vinde mie câte un produs. Când mai interesez eu cu niște chestii și mai ajut cu niște chestii cu promovare. Vezi și promovarea asta, de fapt, dacă o luăm așa. Dar în rest, eu știu că ei nu vând decât numere mari, adică cu cifre mari nu vor să vândă un 10 panouri sau 15 panouri. Vând panourile la paleți, vând la fel la paleții câte o dată de baterii, așa mai departe. Așa. Deci astea ar fi o parte din anunțuri, vedeți? Și dacă ne uităm un pic pe partea de baterii fotovoltaice, văd că, uite, alte anunțuri, dar nu prea sunt. Pentru că trebuie să caut, hai să zicem, fotovoltaici, să vedem ce găsim. Vedeți, invertoare, regulatoare, mai puțin acumulatori, 48 de volți. Vedem acum ce găsim pe 48 de volți. Găsim pentru trotinete și încărcătoare. Iarăși sunt unii care au luat baterii de trotinete și le-au desfăcut și din celulele respective au făcut baterii mai departe. Dar uite, ceva de genul ăsta, da? Deci acum tot de genul ăsta le-au luat și unele dintre ele vin cu BMS și cumva le-au împerecheat și le-au pus mai multe astfel încât să facă pentru sistem fotovoltaic. Mă mai uit așa pe mare. Nu m-am uitat în ultima vreme, uite. Titu Ion. De la o mașină. Dacă dau pe asta cumva, îmi dă și alte recomandări, ia să vedem. 180 de amperi, 48 de volți, 14 PS. Iar trebuie să aveți grijă dacă sunt 14 PS, 13 PS, 12 PS. Cele de la Tesla mi se pare că sunt 12 PS, de exemplu. Nu se pupă cu alte baterii de multe ori voltajul, te încurcă. Uite, asta e făcut din, ia uite, alt sistem. Pare foarte interesant, exact pe baza asta am vrut să-mi fac și la un moment dat. Pare frumos lucrat, îmi place bateria asta cum e făcută, de exemplu. E din celule de laptop și s-ar putea să fie din celule noi, chiar. Îmi place cum e buzbarul, să zic așa, și cum e prins. Date, da. Deci sunt o groază de oferte, trebuie să aveți mare, mare grijă de unde cumpărați, să aveți mare, mare grijă ce cumpărați și să aveți mare grijă și după aceea pentru că ia foc. Cam așa arată un BMS, uitați că ăsta e BMS-ul, poza cu BMS-ul, da? Aici pe S și verifică fiecare celulă astfel încât să puteți vedea, unele au chiar Bluetooth, unele au chiar wireless, astfel încât să puteți vedea în timp real, cât mai atent, ce se întâmplă cu celulele. Ați văzut, nu știu dacă vă aminte, că pe Solar Smart, Solar
Smart Raw monitorizare. Până și eu verific fiecare celulă, vedeți că am voltajul pe fiecare celulă din bateriile Pilontech, da? Dar oricum Pilontech-ul are tot felul de sisteme de siguranță care controlează și echilibrează și face tot ce trebuie la celulele, fără să mai fie nevoie să le controlez eu. Dar dacă aveam valorile, am zis să le citesc și le bag în baza mea de date, dar pur și simplu m-a răzulcat și fără ele, adică n-ar avea nevoie să le monitorizez, dar mă uit totdeauna să văd când bateriile sunt pline, totdeauna una este mai descărcată, mi se pare. Aici nu o văd, o văd 3.50, 3.50, 3.49 toate, 3.49, 3.48. Momentan sunt pline toate, nu vă uitați că e 102 sau 103%, că sunt supraîncărcate, că nu sunt. E vorba de sistemul de măsurare care nu măsoare foarte, foarte exact și uneori îi dă că am încărcat mai mult. Așa, am uitat cum zice acum. Nu știu, îmi scapă denumirea, dar ideea e că are cele de la Pilontech au așa ceva în interiorul lor și măsoară destul de bine procentajul și ciclii pe care face o baterie și așa mai departe. Sunt mult mai multe date decât ce sunt aici. Așa. Deci cam asta ar fi despre panouri, despre baterii. Trebuie să aveți mare grijă când le luați. Bateriile plumb, eu zic că sunt terminate de când le cumpărați, din punctul meu de vedere. Adică mi se pare că sunt proaste din fabrică, cum s-ar zice. Atunci cumva nu știu ce să zic și să vă sfătuiesc în legătură cu ele. Iarăși, dacă găsiți multe baterii plumb și le puteți lua la un preț de nimic, nu știu, la fier vechi de undeva și unde între vedeți că mai sunt bune, știți să le verificați și vedeți că unde mai sunt bune și puneți foarte multe în paralel, astfel încât să nu aveți consum din ele foarte mare, s-ar putea să fie o soluție, dar o soluție așa, un caz extrem în care un cumul de situații vă avantajează, da? Dar altfel să le cumpere și să bagă de, adică, vezi că întâmplă neprofesioniști acum când zic că se bagă destul de greu curentul în ele, da? Timpul de încărcare este destul de lung, de fapt, așa. Sunt destul de... au puțin cicli, da? Au, parcă dacă mi-aduc aminte acum, fără să verific, undeva 200-300 de cicli. Bateria aceea de litiu-ion de la laptopuri aveau 500 de cicli. O baterie de mașină sau o baterie cel puțin cel mai celebră pe tehnologia litiu fier fosfat au până la 10.000 de cicli. Da, deci total altceva, între 500 de cicli și 10.000 de cicli, total altceva. Bineînțeles că și cicli ăștia nu sunt așa ca la un contor, s-au făcut 500 de cicli, s-a distrus bateria, da? De exemplu, bateria mea pe litiu-ion, pentru că are decât o mică plajă din care trage din ea, adică nu face cicli descărcare completă, da? E doar în marja de sus, adică le încarcă complet și mai descarcă un pic din ele din când în când. Așa, pentru mine atunci presupun că va ține mult mai mult decât 500 de cicli aceste baterii, tocmai din cauza asta, pentru că nu sunt utilizate la maxim, nu ele sunt baza, ele mai dau un surplus de curent acolo, din partea de vârf a bateriei tragem curent la ele. E posibil la un moment dat să le duc într-un alt sistem separat ca să pot să folosesc din acei 1500 de W pe care îi stochează teoretic bateria respectivă, să folosesc măcar un 1000 de W și nu doar 500, cred că asta folosesc acum. Da? Așa. Dacă aveți întrebări sau alte idei de video, vreau să vedeți, vă prezint asta sau asta sau alta, lăsați în comentarii jos acolo, aveți zona de comentarii, unde puteți să puneți întrebări, unde puteți să spuneți aș vrea să prezint ce părere ai despre nu știu ce. Așa, dar nu cereți să fac un videoclip pentru fiecare firmă de care face un panou fotovoltaic, da? Sunt zeci de panouri, mai ales pe partea de China sunt zeci și sute de panouri, să facă-te un clip pentru fiecare panou ar fi foarte, foarte multă muncă, da? Așa, la fel și pentru fiecare invertor. Dar pot să discutăm discuții generale, putem să vedem unde putem interveni, ce se poate face bine, de unde putem găsi soluții astfel încât să ne scădem costurile cu energia acasă cât mai mult. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Probabil am stângat și îndreapta și episoade mai vechi care să sper să-ți placă și alea. Și nu uitați să dai un like, un share și un subscribe la acest episod. Îți mulțumesc și ne reauzim în curând cu un nou clip.